aflăm în continuare și sperăm în mod conclusiv în capitolul 12. Pentru noi, întotdeauna când trecem de la un capitol la altul, este un mare eveniment. La un moment dat, fratele Radu mi-a zis că vorbea cu cineva și le-a mărturisit că studiem Evanghelia după Ioan. Și la un timp, aproximativ un an de zile, vorbea cu această persoană și din nou îi spune: uite, am ajuns la capitolul cu tare, studiem în continuare Evanghelia după Ioan, la care această persoană i-a zis, mai în glumă, mai... E bine, bine, numai să nu rămâneți tot în Evanghelia după Ioan. Să știți că dacă am rămâne tot în Evanghelia după Ioan, am fi suficient de binecuvântați până la venirea Domnului. Dar Dumnezeu este așa de bun cu noi, că ne-a dat o bogăție, o bogăție de revelații, avem 66 de cărți minunate care le putem studia împreună și prin care Duhul lui Dumnezeu ne poate vorbi. Și așa cum știți, dimineața suntem în Evanghelia după Ioan și seara, așa cum a intitulat-o fratele Andrei, în Evanghelia după Ionă. Pentru că până la urmă toată Scriptura are scopul de a fi o Evanghelie, de a revela pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este vestea bună supremă. Și în capitolul 12 am văzut că sunt... patru scene distincte, majore. Toate aceste scene cumva au punctul de pornire sau de ancorare în acel eveniment magnific în care Domnul Iisus Hristos îl învie pe Lazar și de acolo cumva decurg aceste evenimente. Prima scenă care am privit-o împreună este ungerea Domnului Iisus Hristos, care se întâmplă la o masă dată în cinstea Lui, care cumva... din nou aduce focalizarea asupra acestui eveniment de înviere a lui Lazar. După care vedem intrarea triumfală și acolo din nou vedem că este cumva dusă mintea noastră din nou la acel eveniment al învierii lui Lazar, pentru că vedem că lumea era prezentă și pregătită să-L încoroneze pe Domnul Iisus Hristos pentru că au mărturisit sau pentru că au fost martori sau au auzit că El a înviat pe Lazar. După care avem această cuvântare a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus proclamă învierea și moartea sa, arătând cumva adevărata însemnitate a învierei lui Lazar, care a fost doar o umbră a ceea ce urma ca să vină. Ceea ce urma ca să vină prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și ceea ce urmează să se întâmple în viața fiecărui credincios care este mântuit de Domnul nostru Iisus Hristos. O moarte împreună cu Hristos și o înviere împreună cu Hristos la viață, la viață veșnică. Și ne aflăm în ultima parte a capitolului 12, care concluzionează la fel cum foarte multe scene se termină în Evanghelia după Ioan, cu necredința celor care ascultă mesajul Domnului Iisus Hristos, necredința iudeilor care sunt prezenți la aceste evenimente și care de data aceasta sunt prezenți la intrarea lui triumfală și la vestirea acestei proclamări despre moartea și învierea, și învierea sa. Și data trecută am privit împreună la versetele 23 până la 36 și am văzut în această cuvântare a Domnului Iisus Hristos, am observat împreună trei efecte ale crucii Domnului Iisus Hristos. Da? Am văzut efectul asupra lui Iisus, durerea și inclusiv teama care îl cuprindea pe Domnul Iisus Hristos, am văzut efectul asupra lumii și am văzut efectul asupra celor ce ascultă mesajul crucii. Și suntem și noi în această categorie pentru că suntem binecuvântați ca să ascultăm din nou și din nou mesajul crucii Domnului Iisus Hristos. Și acest mesaj are un efect asupra noastră, ori un efect de condamnare, dacă rămânem în răzvrătirea noastră, ori un efect de mântuire, dacă acceptăm și ne încredem în jertfa și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vreau ca să concluzionăm timpul nostru în Ioan 12. Ne aflăm la concluzia unui capitol foarte important. Suntem în ultimele clipe de lucrare publică a Domnului Iisus Hristos. Dar aici se împarte cumva Evanghelia. De aici încolo, Domnul Iisus Hristos se retrage și lucrarea Lui are parte doar în privat, împreună cu ucenicii Lui, și ne apropiem cu fiecare pagină care o răsfoim, ne apropiem foarte repede de momentul pătimirii Lui.
Tocmai am văzut împreună intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Am văzut că Domnul Iisus Hristos împlinește profețiile Vechiului Testament, care spune: saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, smerit și călare pe un măgăruș, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. El vine și se prezintă poporului Israel ca și împăratul lor de drept. Dar nu doar ca și împăratul lor, ci ca și mântuitorul tuturor celor ce se vor încrede în el. Și odată făcută această prezentare, vedem că gloatele care erau prezente acolo au alte dorințe și alte ambiții de la Domnul Iisus Hristos. El vine ca un fel de împărat, un fel de mântuitor divin, ei vor altceva. Versetul 18 ne redă acest lucru. Mulțimile l-au întâmpinat pentru că, care este motivația lor, pentru că auziseră că făcuse acest semn. Și acest semn din nou ne duce cu mintea și cu gândul la învierea lui Lazar. Ei nu vroiau Iisus Mântuitorul, cel ce va da viața lui pentru veșnicia lor. Ei vroiau Iisus Făcătorul de minuni. Ei asta căutau. Unii pentru că au fost prezenți la învierea lui Lazar și au văzut puterea lui, și alții pentru că au auzit de această putere și vroiau să vadă puterea lui. Dar nu erau interesați în Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lor, ci vroiau minunile lor. Luca ne spune în capitolul 19, la versetul 37, când s-a apropiat deja de povărnișul dinspre muntele măslinilor, toți cei din mulțime, din mulțimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Și până aici sună foarte bine, creștinește, religios, dar atenție! Au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și sunt aceiași oameni care laudă pe Dumnezeu cu glas tare pentru minunile care le-au văzut, care peste câteva momente vor striga răstigniți. A lăuda pe Dumnezeu între ghilimele pentru beneficiile Lui, pentru minunile Lui, nu înseamnă că ești un om care se încrede în Dumnezeu. Nu înseamnă că ești un om care îl iubește pe Dumnezeu. Nu înseamnă că ești un om care este mântuit de Dumnezeu. Orice om care primește un dar din partea cuiva știe să mulțumească. Și orice om știe să caute acele locuri unde să dau daruri. Acești oameni nu erau acolo pentru Hristos, ci erau acolo pentru beneficiile care puteau ca să le ia de la Hristos. Acești oameni nu lăudau pe Dumnezeu pentru mântuirea care se află în Domnul nostru Iisus Hristos și pentru jertfa care avea să o săvârșească pentru ei, ci lăudau pentru beneficiile materiale și temporale care credeau că puteau să le extragă de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și asemenea oameni se află și în această dimineață plini în biserici, în această lume, care nu cred în Domnul Iisus Hristos, ci cred doar că El este o sursă de binecuvântare. Cred doar că pot ca să manipuleze pe Dumnezeu prin laudele lor, prin rugăciunile lor, ca să reverse binecuvântare materială. Mulți dintre ei o spun pe față. Mulți dintre ei spun că ăsta este scopul lor. Că nu se cuvine ca ei să trăiască în suferință. Că nu se cuvine ca ei să trăiască în sărăcie. Și că ei au dreptul să ceară și să pretindă de la Dumnezeu binecuvântări materiale. Fraților, asta nu este credință. Cel puțin nu este o credință mântuitoare. Convingerea că Dumnezeu dă binecuvântare nu mântuie pe nimeni. Convingerea că Dumnezeu poate vindeca nu mântuie pe nimeni. Nici măcar convingerea că Dumnezeu poate învia pe un om din morți nu mântuie pe nimeni. Convingerea că tu ai fost înviat din morți prin jertfa Domnului Iisus Hristos te mântuie. De aceea se aflau acolo, pentru că admirau minunile făcute de Iisus și pentru că vroiau să beneficieze de minunile sale. Care sunt dorințele și ambițiile tale în această dimineață? Vrei un mântuitor?
Vrei cineva să te izbăvească de sub mânia lui Dumnezeu? Sau vrei un făcător de minuni? Sau vrei un izbăvitor politic, un mântuitor financiar? Sau medical? Sau personal? De ce te afli în această dimineață în casa lui Dumnezeu? Cauți să te întâlnești cu Iisus Hristos, mântuitorul sufletului tău? Sau cauți doar o rezolvare la o problemă personală, nu știu, cu soția, cu soțul, o boală, o datorie? Mulți l-au urmărit pe Domnul Iisus Hristos pentru rezolvarea problemelor lor. Și mulți chiar au beneficiat de minunile sale, au mâncat din pâinea care a înmulțit-o. Dar când Domnul Iisus Hristos a pretins mai mult de la ei și ba mai mult a vrut să le ofere mai mult decât doar rezolvarea problemelor materiale și temporale, aproape toți l-au părăsit. Ce vrei de la Iisus în această dimineață? Rezolvarea problemelor sau rezolvarea problemei cea mai mare din viața ta? Păcatul care te condamnă înaintea unui Dumnezeu sfânt și atotputernic. Ioan ne arată, în contrast cu împietrirea iudeilor și cu scopurile lor mărșave și ambițiile lor lumești, niște greci, am văzut, care vin și îl caută pe Iisus. Și cred că acest contrast este arătat în mod intenționat. Nu știm în mod explicit de ce acești greci îl căutau și vroiau să vorbească cu Domnul Iisus, dar Ioan ne dă de înțeles că ei sunt cumva diferiți, că ei vor ceva mai mult. Toate gloatele erau acolo ca să-L vadă pe Hristos, toată mulțimea era acolo ca să vadă minunile Lui, dar acești greci nu erau satisfăcuți, am văzut, până când nu pot vorbi și sta de vorbă în mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Și Ioan face clar de înțeles că există un contrast aici, pentru că discursul care urmează din această căutare a lor este despre moartea și învierea Domnului Iisus. Deci vedem cumva că dorința lor de a-L vedea și discuta cu Iisus, de a-I pune o întrebare, rezultă într-un discurs al Domnului Iisus Hristos ca drept răspuns la căutarea lor despre moartea și învierea Lui. În contrast cu căutarea iudeilor, care vroiau doar minunile Lui, care rezultă din partea Domnului Iisus Hristos cu niciun răspuns. Până când acești greci care vor altceva, nu vin pe scenă, Domnul Iisus Hristos nu interacționează cu gloatele. Și vin acești oameni care ne arată, în mod evident, că nu erau satisfăcuți doar să admire minunile Domnului Iisus Hristos, ci vor să vorbească cu El, vor să-L cunoască. Ei au alte preocupări, au alte întrebări, alte nelămuriri. Și nu se lasă până când nu pot ca să se conecteze, să îl cunoască în mod personal pe Mântuitor. Ceilalți erau satisfăcuți doar să privească minunile și să beneficieze de ei. Și am văzut că ucenicii prezintă cererea acestor greci Domnului Iisus Hristos, dar cu rețineri. Și ei un pic nu le pică bine această dorință a grecilor. Erau și niște greci acolo, spune Ioan, printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au dus la Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și i-au spus lui Iisus. Deci se consultă între ei, pentru că dorința asta lor li se pare un pic prea obraznică. Se gândesc, măi, cum să-L deranjăm noi pe Domnul Iisus Hristos la încoronarea Lui? E ocupat omul. A intrat triumfal în cetate, lumea strigă, osanale. Vin acești oameni și ei vor mai mult. Nu le-a fost bugăt. N-au văzut minunile, n-au văzut intrarea Lui triumfală. Ce vor acești oameni? Mai ales că erau niște greci. Nu erau iudei. Nu erau iudei. Și Hristos, în mintea lor, era împăratul lor. Împăratul iudeilor. Da, erau prozeliți, au venit și ei să se închine. Și ei se consultă și zic, măi, e potrivit să-L deranjăm pe Hristos? Totuși, e o zi importantă. Dar evident că așa de insistență au fost acești oameni ca să-L cunoască pe Domnul Iisus, încât
ei cedează și merg și îi prezintă Domnului Iisus Hristos. Ioan ne prezintă din nou un portret magnific al Mântuitorului nostru. El nu este doar un împărat rece. Orice alt om politic, orice alt împărat, n-ar fi putut să fie deranjat într-o asemenea zi. De niște oameni care vor o audiență personală cu el, niște oameni neînsemnați. Și Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus ca și un mântuitor care se apropie cu căldură și interes față de orice inimă care îl caută cu sinceritate. Dezinteresat de gloate, dezinteresat de toți cei care vor ca să-l ridice în puteri și în slăvi politice, total interesat de niște greci neînsemnați care vor să-l cunoască în mod personal. Vor să-l vadă pe Iisus. Nu doar pe Iisus făcătorul de minuni, nu doar pe Iisus care are putere să învie morții și să dărâme Imperiul Roman, ei vor să-l cunoască pe Iisus Hristos în mod personal. Și Iisus Hristos nu numai că poate fi deranjat de asemenea oameni, pentru asemenea oameni a venit. Nu pentru gloate. Nu pentru mulțimile care vor doar să beneficieze de binecuvântările lui, ci pentru cei care vor să-l cunoască în mod sincer. Se duc la Domnul Iisus și evident există acolo un dialog de care nu avem parte, dar Domnul Iisus Hristos răspunde cu această cuvântare a lui, numită de unii Mica Ghețimani. Pentru că este momentul în care Domnul Iisus Hristos își deschide față de noi inima lui și arată câtă durere există în inima lui, cu câtă teamă se confruntă. Gândul crucii este ceva absolut terifiant. Și nu doar pentru că suferințele erau barbare, ci pentru că gândul de a suferi mânia lui Dumnezeu, dezaprobarea lui Dumnezeu, de a fi făcut păcat pentru noi, era absolut terifiant pentru Hristos care nu a cunoscut păcatul. Și este aproape zdrobit de această teamă și de aceste gânduri și de această presiune. Dar Hristos, am văzut, este biruitor. Pentru că motivația lui este mai mare decât orice frică, decât orice durere, decât orice teamă. Acum, zice Hristos, sufletul meu este tulburat. Și ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta, dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește-ți numele. Ce spune el când zice Tată, proslăvește-ți numele? Sinonim cu Tată. Sunt gata să urc pe cruce. Tată, sunt gata să fiu omorât pentru păcatele celor ce se încred în mine. Tată, sunt gata să sufăr orice consecință. Diferă un pic de atunci când zicem noi, slăvit să fie Domnul. Domnul să fie slăvit. Domnul să fie glorificat. Ce zicem noi? Doamne, fii glorificat prin cât de bine ne merge nouă. Doamne, dacă mie mi-ar merge foarte, foarte bine și dacă toți oamenii m-ar admira, așa de glorificat ai fi. Foarte rar, sau poate niciodată, n-am zice noi, Doamne, fii glorificat în suferința mea. Doamne, sunt gata să îndur orice pentru proslăvirea Ta. Sunt gata să îndur orice chin, orice suferință, orice boală. Încât cei din jurul meu să vadă că bucuria mea și siguranța mea nu stă în averea mea, nu stă în sănătatea mea, nu stă în popularitatea mea, nu stă în nimic altceva decât în Domnul meu Iisus Hristos. Ce model demn de urmat ne dă Domnul nostru Iisus Hristos despre ceea ce înseamnă a fi gata de a glorifica numele lui Dumnezeu. Cuvântarea Domnului Iisus să încheie cu o mărturie din partea Tatălui. În mod minunat și miraculos avem această mărturie care vine din partea Tatălui. De parcă minunile care l-au confirmat pe Domnul Iisus, de parcă prorociile care s-au împlinit despre Domnul Iisus, și de parcă Evanghelia și cuvântul care l-a primit de la Dumnezeu, care a fost vestită de Domnul Iisus, n-ar fi fost suficient ca acești iudei să creadă în El, se aude un glas din ceruri. Cât har! Câtă binecuvântare! Atunci a venit din cer un glas care a zis, L-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou. Și vedem că reacțiile celor care au fost prezenți au fost mixte. Mulțimea, versetul 29, mulțimea care stătea acolo și a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau că i-a vorbit un înger.
Dar în cele din urmă vom vedea că nici măcar un glas din ceruri nu-i convinge pe oamenii aceștia să creadă. Da? Nici măcar un glas din ceruri. Știm că glasul a fost clar, știm că glasul a fost inteligibil, pentru că unii oameni l-au auzit și au zis a fost un glas, dar a fost un glas de înger. Pentru că alți oameni, cum ar fi ucenicii, l-au auzit și l-avem înregistrat în Evanghelii. Și totuși unii neagă. Da? Cei mai mulți neagă că a fost glasul lui Dumnezeu, deși el se adresează Tatălui și spune Tatăl, proslăvește-ți numele, ca atare, în mod logic, răspunsul care vine și spune l-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou, este glasul Tatălui, nu glasul unui înger. Da? Și toți până la urmă, sau majoritatea, neagă și nu cred. Ioan ne arată din nou cât de depravați suntem. Cât de împietriți în inimile noastre suntem, cât de păcătoși suntem, încât niciun glas din ceruri nu ne-ar convinge. Mulți dintre noi avem tot felul de discursuri interne. Pe eu aș crede dacă. Dacă Dumnezeu mi-ar da un semn. Dacă Dumnezeu ar face cutare. Dacă Dumnezeu m-ar vindeca de cutare. Sau mi-ar rezolva problema cutare. Fii conștient. Ești așa de păcătos și așa de depravat. Așa de împietrit în starea ta naturală, că chiar dacă ai auzi un glas din cer, nu ai crede. Ai nevoie să fii înviat de Dumnezeu. Ai nevoie ca urechile inimii tale să fie deschise, ca ochii Duhului tău să fie deschiși. Ai nevoie de o minune mult mai supranaturală decât doar un glas din cer sau un rug de foc. Ai nevoie să fii adus la viață de puterea Duhului Sfânt. Ați văzut cât de contemporan este răspunsul acestor oameni? Nu știu dacă ați observat, dar răspunsul unora este exact răspunsul secular, ateist, naturalist, care îl primim astăzi. Ce zic ei ca și explicație la ceva inexplicabil din partea lui Dumnezeu? A fost un tunet. Ce zic oamenii de astăzi la explicație, la întrebarea cum am ajuns ca să existăm aici? Din nimic. Păi știi, a fost un bang. A fost un bang, frate Mihai. Și din bang-ul ăsta existăm toți aici. Bine, dar ce a fost înainte să fie bang? Și ce a făcut să meargă bang? Că nimica nu poate să facă bang și chiar dacă ar fi fost ceva, ceva de la sine iară nu face bang, da? Orice om, dacă iau eu o bucată de dinamită și o pun pe masă, ea nu face bang de la sine, cineva trebuie să îi dea drumul, nu? Oamenii aceștia, în primul secol, vin cu un răspuns extrem de ateist și naturalist. Au o explicație, instant. N-a fost o voce, n-a fost vocea lui Dumnezeu. A fost un tunet care a sunat a îl voi proslăvi din nou. Ciudat tunet, nu? Omul care nu vrea să creadă, omul care este împietrit, omul care este corupt de păcătoșenia sa va găsi explicații pentru orice binecuvântare și semn al lui Dumnezeu în viața lui. Pentru orice. Hristos le răspunde la necredința lor cu compasiune și le explică ce s-a petrecut. Nu îi lasă în necunoștință. Nu îi lasă, la fel cum nici pe tine nu te lasă. În această dimineață, dacă ești prezent în casa lui Dumnezeu și dacă ai oportunitatea să vii în casa lui Dumnezeu, unde cuvântul lui Dumnezeu este explicat, este predicat, este expus, este studiat, este un har și este compasiune și dragoste din partea lui Dumnezeu. Că ar putea să te lasă să crezi că a fost doar un tunet. Da? Ar putea să te lase cu explicațiile tale ciudate. Nu, el vine din nou în compasiune și în dragoste și explică. Iisus a zis, versetul 30, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Deci atenție, zice Domnul Iisus, ceea ce s-a întâmplat pentru voi. Luați atenție. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. Și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară. Care este ideea centrală în acest mesaj al Domnului Iisus Hristos? Pe ideea centrală este dată în versetul 33,
El concluzionează și ne spune, uite care este scopul. Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară. Întrebarea este, cu ce fel de moarte avea să moară Domnul Iisus Hristos? Da? Și știm lucrul acesta pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos contemplează crucea, El spune, Tată, proslăvește-ți numele. Ca tare înțelegem că Domnul Iisus Hristos are ca și scop a morții Lui proslăvirea Tatălui. Scopul jertfei Domnului Iisus Hristos este proslăvirea Tatălui. Și glasul Tatălui care se aude din cer este o acceptare, o pecete peste această jertfă. Domnul Iisus Hristos vine și spune, Tată, eu vreau să mor ca să te proslăvesc. Și Tatăl vine și spune, eu întotdeauna m-am proslăvit și prin acest act care îl vei face acum mă voi proslăvi din nou. Își pune pecetea, acceptarea asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, luați atenție! În ceea ce s-a petrecut aici, vi s-a confirmat care este scopul morții și învierii mele. Vi s-a vestit în mod clar Evanghelia. Da? După care vine și prezintă trei feluri în care moartea lui Hristos va glorifica pe Dumnezeu. Da? Trei feluri în care moartea lui va glorifica pe Dumnezeu. În primul rând, zice Domnul Iisus Hristos, acum are loc judecata acestei lumi. Deci am văzut paranteza aceasta a proslăvirii lui Dumnezeu. Totul este despre proslăvirea lui Dumnezeu în acest fragment. Da? Și primul motiv pentru care moartea Domnului Iisus Hristos va proslăvi pe Dumnezeu este că are loc judecata acestei lumi. Atunci când o lume plină de păcătoși îl condamnă pe Iisus, ea de fapt se condamnă singură. Atunci când noi care suntem demni de a fi condamnați la moarte, l-am condamnat pe El la moarte, de fapt am semnat decretul nostru de condamnare. Respingerea lui Hristos este judecata ultimă și supremă asupra noastră, dacă rămânem în starea aceasta de răzvrătire și de respingere. Nu mai e nevoie de alt martor. Nu mai e nevoie de altă dovadă. Respingerea Domnului Iisus Hristos este judecata supremă asupra unei lumi păcătoase. Iar Biblia ne arată în mod clar că Dumnezeu este proslăvit atunci când salvează păcătoși, arătând mila sa, harul său și bunătatea sa, dar și atunci când judecă și pedepsește păcătoși, arătând sfințenia și dreptatea sa. În ziua de astăzi lumea nu vrea să vorbească despre acest aspect al proslăvirii lui Dumnezeu. Despre faptul că oameni vor fi trimiși în iad ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu. Nu putem suferi un asemenea Dumnezeu. Nu putem crede în un asemenea Dumnezeu. Cum să-și arate El dreptatea, bunătatea, sfințenia trimițând oameni în iad? Eu n-aș putea crede un asemenea Dumnezeu. Este capcana diavolului, pentru că este singurul Dumnezeu în care poți crede și să fii mântuit. Dumnezeul suveran, atotputernic și creator al Universului nu este interesat despre ceea ce crezi tu că este bine și rău. Este interesat ca tu să-L crezi pe El despre ce este bine și rău. Avem o problemă conceptual, filosofic în ziua de astăzi, să credem că poate exista un Dumnezeu drept care ne va pedepsi pentru veșnicie. Pentru că nu înțelegem ce înseamnă păcatul nostru și pentru că nu înțelegem cât de sfânt este Dumnezeu. Dacă întreb pe un om, ai putea concepe de un om așa de păcătos, încât să fie justificată trimiterea lui în iad pentru veșnicie? Ai putea concepe că există un om așa de diabolic, nu știu, un Hitler, un Stalin, da? Un om care e dispus și a făcut atâta rău, încât ai putea ca să-L crezi pe Dumnezeu justificat, ca să-L trimită pe acel om în iad? Aproape toți am putea concepe, intelectual vorbind, că există răutate așa de profundă, așa de murdară, așa de adâncă, așa de urâtă, încât ea merită pedepsită în mod veșnic chiar. Dar aproape nimeni nu poate concepe că este aceeași păcătoșenie și aceeași răutate care este prezentă în fiecare dintre noi. Și că orice păcat, oricât de mic între ghilimele, este ofensă infinită împotriva unui Dumnezeu infinit de sfânt.
Și că oricare dintre noi, în starea de păcat, lăsat în mințile noastre blestemate, și Dumnezeu luând mâna sa deasupra noastră, depărtându-se doar un pic, ar fi următorul Stalin sau Hitler sau violator de copii sau ucigaș în serie. Oricare dintre noi. Dumnezeu își manifestă slava Lui, inclusiv prin judecarea și pedepsirea acestei lumi. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu n-am venit ca să judec ca și mod principal, scopul principal. Dar este și acesta un scop. Și este și aceasta una dintre metodele prin care Dumnezeu își manifestă slava. Și lumea de astăzi are nevoie să se întâlnească cu un asemenea Dumnezeu, cu Dumnezeul Scripturii, care este într-adevăr dragoste, dar este de trei ori sfânt, care nu poate privi asupra păcatului. În al doilea rând, Domnul Iisus spune că slava lui Dumnezeu va fi arătată prin faptul că acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. Atunci când omenirea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ea a căzut în păcat și a intrat sub autoritatea satanei. Apostolul Pavel descrie starea noastră în Efeseni 2 în felul următor. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Da? Spune, noi îl urmam pe Domnul puterii văzduhului, pe Satan. Suntem copiii lui, suntem ucenicii lui, cât timp suntem despărțiți de Hristos. Iar la cruce este un moment decisiv în care Satana este executat, în care Hristos este victorios, iar cel rău este izgonit. Este un moment istoric. Satana este în Biblie arătat ca și fiind izgonit în diferite feluri. În mod profetic, vedem încă de la cădere că Satana este izgonit. În Geneza 3:15, în mod profetic ni se spune, voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, adică knockout, da? Te va termina, te va omorâ. Iar tu îi vei zdrobi călcâiul, da? Geneza 3:15. După aia, în mod legal, vedem că puterea lui este zdrobită de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Pavel descrie lucrul acesta în Coloseni 2:15. A dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. La cruce Hristos a dezarmat pe Satan de orice putere, de orice autoritate și potențial vorbind, oricine se încrede în Iisus Hristos nu mai este sub autoritatea Satanei. A terminat. Oricine crede. Fără excepție. Oricine crede. Da? Din orice neam, orice limbă, orice clasă socială. Toți sunt sub autoritatea Satanei. Oricine crede este izbăvit de autoritatea Satanei. În mod personal, Satana este zdrobit și izgonit din viețile noastre. Într-un mod eficient, Satana este izgonit ca și stăpân din viața tuturor celor ce se cred în Dumnezeu. Toți cei ce vin la viață în Iisus Hristos sunt izbăviți de domnia Satanei și intră sub domnia Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă Hristos nu este Domnul tău, Satana este Domnul tău. Dacă Hristos nu este stăpânul tău, Satana este stăpânul tău. Și în mod final, în cele din urmă, la judecată, ne arată Scriptura că în mod final Satana va fi izgonit. Apocalipsa 20:10 spune, diavolul care îi înșală a fost aruncat în lacul de foc și pucioasă, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. De la Geneza până la Apocalipsa. De la cădere în păcat până la răscumpărare. De la cruce și până la judecată.
Totul are de-a face și are menirea de a glorifica pe Dumnezeu. Totul. Creația are scopul de a glorifica pe Dumnezeu, dar și căderea creației în păcat are scopul de a glorifica pe Dumnezeu. Pavel ne spune că toată creația lui Dumnezeu geme să fie dezlănțuită, să fie scoasă de sub robia acestui păcat. Și că ea a fost pusă în această robie de cel care a supus-o cu un scop. Nimic nu este la voia întâmplării. Nimic nu este la voia întâmplării. Și Domnul Iisus vine ca să împlinească acest plan măreț a Tatălui, ca să-și arate slava prin planul său de răscumpărare. Planul care este alcătuit din veșnicie și care este propovăduit încă din Geneza în momentul căderii. Avem acea proto-evanghelie în care Dumnezeu ne spune, hei, totul este încă sub control. Există un plan, există un mântuitor. Trebuie doar să vă încredeți, să vă încredeți în el. Al treilea rând, spune Domnul Iisus Hristos, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Cred că este apogeul sau crescendo glorificării lui Dumnezeu. Strălucirea crucii se vede cel mai vizibil, nu doar în judecata acestei lumi și nu doar în izgonirea satanei, ci se vede în revărsarea harului Dumnezeu la cruce. Ce se pretrece la cruce este precum s-ar spulbera un baraj și apa, valurile puternice a harului Dumnezeu inundă această lume. Dumnezeu până acel moment revarsă harul său, dar parcă într-un mod mai restrâns. Și la cruce dă drumul la apele puternice, la valurile îndurării a Domnului nostru Iisus Hristos. Toți oamenii, din toate categoriile, greci, iudei, barbari, educați, needucați, toți oamenii sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu că n-ar fi fost înainte, doar că gradul este mult mai puternic. Lucrarea este mult mai măreață. De fapt, aici iudeii au mers strâmb de la început. Domnul Iisus Hristos este iudeu. Și Apostolul Pavel, la un moment dat, ne explică faptul că mântuirea vine de la iudei. Problema iudeilor este că ei întotdeauna au crezut că mântuirea vine doar pentru iudei. Ei n-au înțeles că rolul lor, scopul lor, alegerea minunată care Dumnezeu a făcut-o față de ei a fost ca să fie folosiți pentru a aduce mântuirea pentru toți oamenii. Da? Toți fără distinție, nu fără excepție. Și ei întotdeauna au vrut ca să-L îngrădească pe Dumnezeu. Și au zis, măi, noi merităm să-L avem pe Dumnezeu, pentru că suntem poporul Lui ales și vrem să-L îngrădim aici la noi. Și Dumnezeu întotdeauna ne arată că El nu este Dumnezeul doar a unui popor. L-a ales un popor, într-adevăr, în Vechiul Testament, prin care să-și facă lucrarea și prin care să vină Mesia. Dar planul întotdeauna a fost ca Dumnezeu să-și alcătuiască un popor din toate neamurile. Aceea Apostolul Pavel ne explică că nu toți cei ce coboară din Israel sunt Israel, ci toți copiii ai credinței alcătuiesc poporul acesta duhovnicesc al lui Dumnezeu. Și evreii n-au înțeles aceasta. Vedem lucrul acesta că și la cinzecime nu înțelegeau aceasta. Apostolii, da? Au primit vorbirea în limbi, au primit putere să vestească Evanghelia până la marginile pământului. Ce făceau ei? Stau la Ierusalim. E bine, Doamne, la Ierusalim. Ce trebuie să mergi și la samariteni? Chiar la ăștia vrei să ducem mântuirea? Vrem să ducem Evanghelia? Nu, evreiau doar la ei, da? Și Dumnezeu în mod constant trebuie ca să le aducă acest mesaj. Nu! Nu doar la voi, nu doar la iudei, ci pretutindeni. Harul lui Dumnezeu trebuie să parcurgă pretutindeni, trebuie să infiltreze pretutindeni. Și la cruce vedem acest lucru și Domnul Iisus ne vestește acest lucru, că în crucificarea sa, în jertfa sa, se arată gloria lui Dumnezeu prin faptul că atunci când El va fi înălțat, va atrage la El pe toți de pretutindeni. Și biserica este o mărturie a acestui adevăr. Adevărul că toți oamenii sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu de mântuire. Fie iudei, fie greci, fie alte nații, Dumnezeu a ales ca să mântuie din toate etniile, din toate clasele sociale.
Este o veste minunată. Este un impuls evanghelic absolut minunat. Mulți dintre noi avem rețineri din astea. Cum să mă duc eu să le vestesc Evanghelia la țigani? Cum să nu te duci? Cum să mă duc să le vestesc Evanghelia la bolnavi? Pe cum să nu te duci? Cum să mă duc eu să le vestesc Evanghelia la... Fără excepție, fără discriminare, noi suntem chemați să-i chemăm pe toți la Hristos. Pentru că El vrea să-și alcătuiască un popor din toate felurile de oameni. Hristos este glorificat atunci când toți sunt atrași spre El fără discriminare. Ce nu înseamnă acest pasaj? Ce nu înseamnă acest pasaj? Nu înseamnă că toți oamenii, fără excepție, vor fi mântuiți. Nu înseamnă asta. Înseamnă că există o chemare, într-adevăr, universală, dacă vrem să o numim așa. Înseamnă că există o chemare fără discriminare după rasă, după vârstă și așa mai departe. Dar nu înseamnă că toți oamenii ajung mântuiți. Dacă aceasta ar fi adus mai multă glorie lui Dumnezeu, și de multe ori filosofând cu lumea, păi de ce Dumnezeu n-a mântuit pe toată lumea? Dacă și-a arătat bunătatea Lui și gloria Lui prin faptul că a mântuit câțiva, a mântuit aleșii Lui, de ce nu și-a arătat mai multă glorie mântuind pe toată lumea? Pentru că n-ar fi arătat slava lui Dumnezeu mai mult. Cum știm asta? Știm asta că dacă ar fi arătat gloria lui Dumnezeu mai mult mântuind pe toți oamenii fără excepție, El ar fi putut realiza această lucrare. Dar vedem din cuvântarea Domnului Iisus Hristos că inclusiv judecatea lumii acesteia aduce slavă lui Dumnezeu. Ca atare, planul care Dumnezeu l-a alcătuit de mântuire și executarea planului exact așa cum este alcătuit este felul maxim în care Dumnezeu își glorifică numele Său. Poți accepta și te bucura de această realitate sau poți să te ceri cu Dumnezeu și nu accepta această realitate. De fapt, dacă privim contextul în care ne aflăm, e clar care este mesajul transmis. Avem pe de o parte o gloată de evrei care îl vor pe Hristos ca și împărat pământesc. Și apare acești greci care sunt străini, care sunt din afară, care fac parte din această categorie a toți oamenilor, dar nu sunt din poporul Israel, și îl caută pe Iisus. Și este în acest context în care ni se explică că Mântuitorul a venit ca să moară pentru toți oameni. Nu doar pentru evrei, ci și pentru acești greci, și pentru români, și pentru chinezi, și pentru americani, și pentru canadieni. Și este în acest fel în care Dumnezeu vrea să-și arate slava Lui, alcătuind un popor sfânt și ales din oameni, din toate națiunile, din toate popoarele, ca să arate bunătatea slavei Lui. Bun. Până aici introducerea la predică, da? În sfârșit, intrăm în textul în care am vrut să ajungem la el. Până aici a fost cumva recapitulare și introducere, da? Dar nu-i problemă că mai avem timp suficient. Acum, haideți să privim la ultima scenă din acest capitol, la necredința iudeilor. Ne aflăm la versetul 37 până la versetul 50. Deja din versetul 34 vedem un indiciu al necredinței lor, da? Mulțimea i-a răspuns Domnul Iisus Hristos: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Cum de spui tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Semn cel mai clar de necredință și de nebunie este când încerci să îl contrazici pe Dumnezeu din Biblie. Atunci e clar că e și necredincios și nebun. Vine Domnul Iisus Hristos și le spune că El, ăsta e mesajul de la Dumnezeu, da? Că El a venit ca să moară pentru iertarea păcatelor. Că El a venit ca să-L glorifice pe Tatăl murind și învâind și înălțându-se la cer. Ba mai mult, se confirmă mesajul Domnului Iisus Hristos cu glasul Tatălui din cer. Și vin oamenii aceștia și fac polemică cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu, zicând: Biblia spune altceva. Fantastic! Cea mai crasă formă de necredință este necredința religioasă.
Cea mai obraznică formă este omul care cu Biblia în mână, când îi arăți cuvântul lui Dumnezeu, vine și spune: nu, 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 că Biblia de fapt spune altundeva altceva. Nebunule, cum poți să-i spui tu lui Dumnezeu că El se contrazice? Cum poți să spui că o promisiune a lui Dumnezeu e anulată de altă promisiune? În ziua de astăzi se întâmplă lucrul acesta tot timpul. Oamenii se ceartă cu Dumnezeu și încearcă să folosească cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui. Este drept dovadă că ei nu cred. Pentru că oamenii care cred în Dumnezeu iau cuvântul lui Dumnezeu ca și da și amin. Și dacă Domnul Iisus Hristos a zis ceva și dacă Tatăl a confirmat în acest loc, ei nu aveau cum ca să zică lui: Doamne, dar cum? Cum te crezi tu Fiul omului? Cum te crezi tu Mesia? Pentru că uite ce spune Biblia despre Fiul omului. Uite ce spune Biblia despre Mesia. În loc să-și revizuiască gândirea lor, în loc să-și revizuiască teologia lor, după cuvântul lui Dumnezeu, ei încearcă să folosească cuvântul lui Dumnezeu ca să-L revizuiască pe Hristos. Asta se întâmplă și astăzi. Avem în mintea noastră un Dumnezeu și un Hristos malformat. Am luat ideea noastră despre ce ar însemna un Dumnezeu care l-am putea iubi, despre ce ar însemna un Mântuitor la care ne-am putea închina și l-am format după chipul și asemănarea noastră, culegând din Biblie versete care ne convin. Dumnezeu este dragoste. Asta ne place. Da? Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta ne place. Etc., etc. O, ălea cu rămășița, ălea cu cartea vieții înainte de întemerea lumii, ălea cu vasele care sortite pierzării, ălea nu ne plac. Le scoatem afară. Dumnezeu care noi îl închipuim nu ne poate mântui. Doar Dumnezeu care ni se revelează pe paginile Sfintei Scripturii are puterea de a ne mântui. Este un lucru nebun și este o necredință crasă ca să te cerți cu Dumnezeu din cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut și trebuie să ne bucurăm în El. Nu trebuie folosit ca să contestăm voia lui Dumnezeu. În versetul 37 deja este clară starea lor, da? Ioan spune: dar cu toate că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Da? Făcut multe semne înaintea lor, s-a confirmat în toate aceste feluri și ei tot nu credeau în El. Este ultimul discurs public al Domnului Iisus. Și Ioan ne prezintă o sumarizare a felului în care activitatea Domnului Iisus Hristos s-a desfășurat de obicei. Hristos de fiecare dată își manifestă puterea, se atestă ca și fiind Fiul lui Dumnezeu, proclamă cuvântul lui Dumnezeu și în cele din urmă este respins. Vedem asta de fiecare dată, la mulțirea pâinilor, peste tot. Da? Manifestă puterea, proclamă cuvântul și este respins. Tot timpul vedem acest tipar. Și Ioan vine aici, ne arată necredința lor și vine și face o radiografie acestui răspuns al necredinței, ca să înțelegem de ce. De ce nu cred acești oameni? Ce se întâmplă în spatele acestei necredințe? Și ne dă câteva motive, trei motive pentru care acești oameni nu cred. Primul motiv este motivul uman. Da? Capitolul 12, versetul 37. Dar cu toate că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Da? Accentul este pe tot nu credeau în El. Este o persistare intenționată în necredința lor. Tot nu credeau. Ieri n-au crezut, astăzi au avut mai multe dovezi, tot n-au crezut. Mâine vor avea mai multe dovezi, tot n-au crezut. Noi de multe ori ne gândim că necredința este ceva pasiv. Credința este ceva activ. Trebuie să cred. Și necredința este ceva pasiv. Nu fac nimic ca să nu cred. Pur și simplu așa este. Nu este așa. Necredința este un act de voință activ. Da? Omul păcătos se implică, se angrenează în a nu crede. El nu vrea să creadă și depune efort ca să nu creadă. Nu crezi că este așa? Cât efort a trebuit să depună oamenii aceștia ca să vină cu explicații și negări la tot ceea ce au mărturisit? Au văzut un om care a fost înviat din morți. Au văzut pâini înmulțite pentru 5.000 de oameni. Au auzit un glas din cer, da? Au văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca și un porumbel la botez. Au văzut semn peste semn. Și ei tot nu au crezut
cât efort mental, câtă filosofie diabolică ca să vii cu răspunsuri la toate aceste lucruri. A nu crede este un act de răzvrătire intenționat, un act al voinței care necesită energie, consumare. Nu-i numai așa că nu crezi și atâta tot. Este ceva activ. Este important ca să înțelegem că nu există respingere pasivă a lui Hristos. Când oamenii nu cred, este pentru că persistă în actul voinței de a nu crede. Exercită voința lor împotriva actului de credință. Da? Domnul Iisus Hristos vine cu dovezi și ei, prin voința lor, împing aceste dovezi din mintea lor. Dumneavoastră auziți Evanghelia predicată? Unii dintre voi o primiți, alții în mod activ respingeți cuvintele Scripturii și spuneți, nu vreau! Nu e așa pasiv numai că unii o primiți și alții numai așa trece peste voi. Nu există așa ceva. În ambele cazuri este o implicare a omului care aude Evanghelia. Acolo unde este credință, este o implicare activă a voinței regenerate de Dumnezeu, care crede, care îl vrea pe Hristos, care tânjește după părtășie cu Dumnezeu. Și în actul respingerii, aceeași voință umană este angrenată în a respinge pe Dumnezeu, în a căuta întunericul și nu lumina. În al doilea rând, ne arată Ioan motivul scriptural, 12:38. Spune Ioan, ca să se împlinească cuvântul lui Isaia, profetul care zice, Doamne, cine a crezut mesajul nostru și cui a fost descoperit brațul Domnului? Ce zice Ioan? Acești oameni nu cred pentru că nu vor să creadă. Ei sunt răi, ei sunt corupți până în măduva oaselor. Dar în același timp ei nu cred ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu este mai importantă decât voința lor. Dar voința lor oricum este negativă. Oricum este negativă. Dar în cazul acesta, cel puțin ne arată Ioan, că acești oameni în mod specific n-au crezut ca să împlinească Scriptura. Și Ioan nu este deranjat de acest lucru. Ioan nu spune, hei, hei! Violare, liberul arbitru, hop, stop, stop joc, pauză, ce se întâmplă? Cum adică toate gloatele astea să nu creadă ca să împlinească Scriptura? Nu așa să predică la noi la biserică. Ioan spune că un motiv decisiv pentru necredința lor este ca să se împlinească Scripturile și anume profetul Isaia care spune cine va crede. Și asta e destul pentru Ioan. Asta e explicație suficientă. Și al treilea rând, vedem că există motivul divin, da? Motivul divin. Versetul 39. De aceea nu puteau crede. Nu puteau. Era imposibil. Nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis. Le-a orbit ochii. Din nou, nu este pasiv. Nu este pasiv nici din partea celor care este orbit. El vrea să fie orb. El urăște lumina. Și nu este pasiv nici din partea lui Dumnezeu, da? Nu doar că i-a lăsat orbi, ci le-a orbit ochii. Este o acțiune activă. Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca nu cumva să vadă cu ochii, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri pentru că a văzut slava lui și a vorbit despre el. Și este explicația pentru care Ioan și Isaia nu sunt deranjați de această teologie. Nici Isaia, nici Ioan nu zic cum să le orbească ochii, cum să le împietrească inima, cum își permite Dumnezeu. Nu. Din contră, dau slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă. De ce? Pentru că și Ioan și Isaia au cunoscut slava lui Dumnezeu. Ei nu se miră când oamenii merg în iad, ei se miră când oamenii sunt mântuiți. Ei nu se miră când oamenii sunt împietriți, pentru că toți l-am respins pe Dumnezeu. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei se miră când un om crede. Ei se miră când un om vede. Ei nu se miră și zic, cum, Doamne, cum ai putut ca să-l orbești? Ce altceva a făcut Dumnezeu decât ceea ce merita acel om? Ce altceva a făcut Dumnezeu decât să-i dea dreaptă judecată pentru respingerea lui, pentru păcatul lui, pentru dezonorarea lui Dumnezeu? Ei se miră atunci când Dumnezeu își manifestă îndurarea lui și deschide ochi și pune inimi de carne și mântuiește oameni.
Dar pentru că foarte mulți dintre noi nu am privit, nu am văzut, nu am gustat vreodată slava lui Dumnezeu, suntem foarte deranjați când vedem un Dumnezeu care este și acționează în mod suveran cu creația Lui. Nu se poate așa ceva. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și nu te cunoști pe tine. Și cât de păcătos ești. Mântuirea ta este cu atât mai fenomenală atunci când realizezi cât de demn de condamnare ai fost. Când realizezi că era drept și era bine și era bun ca tu să fii trimis în iad. Cât timp ai așa o convingere că da, eu sunt un tip așa, na, mai am problemele mele, mai am nevoie de un pic de corectare, viața mea nu era așa de bună cât ar fi putut fi, nu mi-am realizat tot potențialul, dar într-o zi Dumnezeu m-a mântuit. Nu vei înțelege niciodată, chiar dacă ai fost mântuit, nu vei înțelege niciodată, numai când vei fi în față în față cu Hristos, de fapt de unde ai fost mântuit, de la ce ai fost scăpat, unde erai menit să ajungi. Este important ca să știi că era bine și drept și bun din partea lui Dumnezeu să te trimită în iad. Ca să te poți bucura de realitatea că El, în schimb, ți-a deschis ochii. Ca să te poți bucura că te cheamă și în această dimineață la El prin vestirea cuvântului. Ioan ne mai arată încă un fel de necredință care apare de repetate ori. Este o temă care se repetă în Evanghelia după Ioan și anume falsa credință. Sau credința doar la nivel de intelect, doar la nivel intelectual. În versetul 42 spune în felul următor, totuși, chiar și dintre conducători, mulți au crezut în El. Dacă ne-am oprit aici, am zice, wow, gloatele L-au respins, mulțimea L-a respins, dar uite, conducătorii, teologii, oamenii importanți, mulți au crezut în El, da? Și până aici sună bine, dar dacă citim în continuare, vedem că Ioan se referă la un alt fel de credință. Zice, dar din cauza fariseilor, nu mărturiseau aceasta, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Acum, până aici, parcă tot am fi hotărât să înclinăm în favoarea lor. Să zicem, măi, ăștia au crezut, au fost mântuiți, dar erau timizi. Erau timizi, aveau o credință slabă. Doar că versetul 43 spune în felul următor. Motivul pentru care ei nu mărturiseau pe Hristos, deși la nivel intelectual credeau în El. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și asta pune capacul. Nu există așa ceva. Nu există om care să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat și să iubească slava oamenilor. Nu există om născut din nou și cu ochii deschiși care să iubească întunericul și nu lumina. Nu există așa ceva. Ei au crezut, cochetau cu teologia Domnului Iisus Hristos. Vedem că unii dintre conducători au înțeles, la nivel intelectual, teologia Domnului Iisus Hristos făcea sens pentru ei, dar inimile lor n-au fost transformate. Nu erau gata să proclame public pe Hristos. Pavel spune în Roman 10:9, dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De ce e așa de important? Mărturisirea aceasta cu gura, public, mai ales în contextul romanilor, mai ales în contextul primului veac. Ce se întâmpla acelor oameni care mărturiseau public pe Hristos? Persecuție, închisoare, pierderea vieții. Cum putea un om ca să mărturisească pe Hristos și să-și piardă viața pentru Hristos? Ne spune Biblia. Că doar prin Duhul Sfânt poți să spui că Iisus Hristos este Domnul. Doar prin Duhul Sfânt. De ce? Doar prin Duhul Sfânt poți să lepezi orice dorință de slavă omenească. Doar prin Duhul Sfânt poți să te detașezi de tot ce înseamnă lumea aceasta și să privești țintă la Dumnezeu ca singura sursă de bucurie. Doar prin Duhul Sfânt. Și acești conducători, la nivel intelectual, ei oricum erau oameni religioși. Ziceau, măi, schimbăm teologia un pic. Oricum, omul ăsta are putere. Omul ăsta face minuni. Nu au nici tot una. Iudei sau creștini? Arminieni sau calviniști? Nici tot una. Cine la putere, mergem cu aia, da? Cine sponsorizează? Cine scrie cecul? Ăsta multiplică pâini, frate. Ne sponsorizează pe toți. Și-au schimbat teologia. Dar n-aveau inimi schimbate. Nu erau gata să renunțe la totul pentru Hristos. Nu erau gata să-L mărturisească. Din frică
ca să fie dați afară din sinagogă. Da? Nu erau pregătiți să plătească orice preț pentru Hristos. Nu erau pregătiți să fie dați afară de colegii lor din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ce punctare corectă din partea lui Ioan. Până la urmă, la asta se rezumă. A cui slavă cauți mai mult? A oamenilor sau a lui Dumnezeu? A ta sau a lui Hristos? La asta se rezumă. De aia esența Bibliei până la urmă este slava lui Dumnezeu. Este arătarea slavei lui Dumnezeu care ajunge la apogeul ei în Hristos. Pentru că testul credinței este a cui slavă cauți. Dacă ai văzut slava lui Dumnezeu, dacă ai fost copleșit de slava lui Dumnezeu, vei căuta slava lui Dumnezeu. Vei dori ca să vezi slava lui Dumnezeu. Dacă nu, vei umbla în continuare după slava acestei lumi. În concluzie, și concluzia ne-o dă chiar Domnul nostru Iisus Hristos. În versetul 44 vedem concluzia Domnului Iisus Hristos la acest capitol. Iisus a strigat. Iisus a strigat. Este ultima strigare, ultima vorbire publică a Domnului Iisus Hristos. Și parcă urgența se simte, inclusiv prin felul în care o faci. Sper că ați observat cât de dramatic este acest pasaj. Uitați-vă cu mine ce spune că s-a întâmplat în versetul 36. Hristos le spune: cât timp aveți lumină, credeți în lumină, ca să deveniți fii ai luminii. După aceea, după ce a spus aceste lucruri, Iisus a plecat și s-a ascuns de ei. Da? Asta e versetul 36. Deci, Hristos le spune: eu sunt lumina, credeți în lumină, cât timp aveți lumină, iar după aia a plecat și nu mai este în mijlocul lor, s-a ascuns de ei. E nevăzut acum. Și ne aflăm acum în versetul 44 și vedem că Iisus a strigat. Unde este Iisus acum? Este ascuns de ei. Ei nu-L mai văd, nu este în mijlocul lor. Deci înainte l-avem pe Domnul Iisus în fața gloatei și le predică. După aia le dă ultimul cuvânt din fața lor, dispare, pleacă de acolo și vine cu acest epilog magnific în care dintr-o dată se aude un strigăt a Domnului Iisus Hristos. Dar El este nevăzut. Lumina a plecat din mijlocul lor. Iisus a strigat. Da? Și urmează această concluzie, acest epilog a Domnului Iisus Hristos. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Hristos spune că a fost trimis de Dumnezeu Tatăl. El este trimisul lui Dumnezeu. Cel ce crede în mine, spune Hristos, nu crede doar în mine, ci crede în Cel ce m-a trimis pe mine. Iar Cel ce mă vede pe mine, îl vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. În al doilea rând, Hristos spune că a fost trimis ca să aducă cuvântul Tatălui. El spune: căci eu nu am vorbit de la mine însumi, ci Cel ce m-a trimis, Tatăl însuși mi-a dat porunca ce să vorbesc și ce să spun. Deci El este trimisul lui Dumnezeu, are misiunea de a aduce cuvântul lui Dumnezeu și El aduce cuvântul lui Dumnezeu. Exact ceea ce Tatăl i-a spus ca să comunice, El comunică. În al treilea rând, Hristos ne spune că a fost trimis să aducă lumină în lume. Eu am venit în lume, spune Hristos, ca lumină în această lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Și concluzia finală, și concluzia în această dimineață, este în felul următor. Respingerea lui Hristos aduce condamnare. Versetul 47. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Sau, prin acceptarea cuvântului Domnului Iisus Hristos, prin credință în Domnul Iisus Hristos, aduce viață veșnică. Versetul 49. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Cel ce m-a trimis, Tatăl însuși mi-a dat porunca ce să vorbesc și ce să spun. Și știu că porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Prin urmare, lucrurile pe care eu le spun așa cum mi le-a spus, Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu este viață.
Prin cuvântul lui Dumnezeu avem viață. Prin cuvântul lui Dumnezeu am ajuns în existență. Iar cuvântul lui Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Și a crede pe Hristos este viață veșnică. A te încrede în promisiunea Domnului Iisus Hristos înseamnă viață veșnică. A respinge cuvântul și promisiunea Domnului Iisus Hristos înseamnă condamnare veșnică. Concluzia în această dimineață pentru fiecare dintre noi este simplă. Cuvintele care le-am auzit, cuvântul Domnului Iisus Hristos și proclamarea crucei Lui, va fi pentru tine o condamnare sau va fi pentru tine mântuire? Cine respinge este deja condamnat. Dar cine acceptă și se încrede în Domnul nostru Iisus Hristos, a trecut de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la condamnare la viață veșnică. Doresc ca Dumnezeu să se îndure. Amin. Să îndure de fiecare dintre noi și de fiecare dintre voi care ați auzit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și să credeți în El, pentru că El este viață. Amin. Amin.